Pe bulevardul Regele Carol I din municipiul Târgoviște, miercuri, asfaltul s-a surpat și s-a format un crater din cauza unei rețele de canalizare pluvială veche de peste 100 de ani. În zona respectivă s-au executat lucrări pe PIDUB, drept pentru care imediat primarul municipiului Târgoviște, Cristian Stan, a convocat la o întâlnire constructorul. S-a constituit o echipă mixtă formată din specialiști ce au analizat situația creată. Primarul Cristian Stan a spus că după expertiză se va întâlni din nou cu firma constructoare și imediat se va remedia problema. Zona respectivă va fi decopertată, va fi scoasă vechea canalizare și înlocuită, zona va fi stabilizată, iar suprafața carosabilă va fi refăcută. Pe bulevardul Carol au fost lucrări anul trecut, din câte mi-aduc aminte. Am discutat deja cu Ierbașu, constructorul de pe PIDUB, cu mențiunea că acolo au fost lucrări făcute și de compania de apă. Din ceea ce am văzut, este vorba de niște... o rețea de canalizare pluvială veche de vreo 100 de ani, care în acest moment a cedat. Ieri am chemat expertul, se face expertiza, astăzi se finalizează expertiza, la ora 12 am întâlnire cu cei de la Ierbașu și mâine sau chiar de astăzi lucrările de remediere vor fi începute, cu mențiunea că vom scoate probabil toată rețeaua de canalizare veche de acolo și o vom înlocui cu rețea nouă. Este vorba de aproximativ 15 metri traversarea străzii. Eu vreau ca într-o săptămână să rezolvăm problema cu asfaltare din nou. Și cine suportă cheltuielile pentru? Probabil că Ierbașul. Nu știu, aștept expertiza. Suma nu e una foarte mare. Deci e vorba de o canalizare, o țeavă de canalizare pluvială care trebuie să traverseze șoseaua, plus balastare și asfaltare. Deci cheltuielile nu sunt foarte mari, erau și soluții de a se betona întreaga zonă, vom vedea. Dar în orice caz, eu vreau ca într-o săptămână acolo lucrările să fie finalizate, cu mențiunea că în acest moment constructorul are garanții destul de importante reținute la nivelul municipiului Târgoviște, care cu siguranță ar fi destulătoare pentru a repara problema. Din păcate avem situația la, fiind vorba de un oraș cu o infrastructură edilitară destul de veche, probleme din acestea pot apărea. Important este să intervenim rapid și să le rezolvăm. Altfel, am văzut că au fost probleme și în București, același tip de problemă, tot legat de canalizarea veche, canalizare care am aflat că nu se regăsește în evidențele companiei de apă. Mi se pare absolut inadmisibil pentru compania de apă să spună că nu are în evidență o canalizare totuși pluvială a municipiului Târgoviște și că nu știe unde duce canalizarea respectivă, dar o să o rezolvăm noi. Până la remedierea problemei, șoferii trebuie să respecte semnalele polițiștilor.